Bună ziua, suntem prin grădină cu Robert și astăzi am zis să vă arăt ce meșteresc. Mai exact, sunt la mei în Aiud și o să-mi mut din pepiniera care o am acolo niște bețe, niște drajoni de zmeură. Asta mi-e zmeura super faină, șmecheră, fără spini, care am mai filmat-o și în anii precedenți și am zis să vă arăt cum ar trebui tăiată și la plantare și în general. Deci vedem, bățul are, ca să vede, 2 metri minim. Deci este un băț de 2 metri. Iată și asta lângă și asta are 1,80 în vârf. Și atunci vă voi arăta cele două tăieri. Una este când o plantăm, important e să nu se usuce, adică consumul de apă să fie cât mai mic și atunci o vom tăia. Vedem asta așa, bine, eu o scot cu pământ, o să o mut, să o scurtez mai puțin, dar teoretic ar trebui scurtat așa cam la 30-35 de centimetri. Anul ăsta n-o să mânc de pe ea, asta fiind un soi care produce un singur an, deci nu e, adică o singură dată pe an, nu este soi primocheni, deci nu o să producă și pe bețele de anul întâi, ci numai la anul. Ei, eu o să încerc ca să mânc de pe ea, să plantez un pic altfel, o să duc și pământ de aici și o să plantez altfel. Dar asta e ideea, să fie undeva până în 35 de centimetri. Și rădăcina e importantă, să aibă rădăcină sănătoasă și să scoatem cât mai mult dacă o replantăm. Dacă cumpărăm din magazine, să avem grijă să nu fie pornit, deci să nu aibă verdeață, să nu fie pornită planta, și așa o cumpărăm și suntem super fericiți că l-am luat dintr-un magazin mare, nu dau nume că nu le fac reclamă, oricare magazin mare și când colo se va usca. Deci asta e foarte important când cumpărăm butaș de... Deci să nu cumpărăm ambalajul, că vai ce fain e ambalajul și ce frumos e cartonul sau poza pe ea, ci să vedem ce este în ea. E vorba de rădăcină. Ia uitați ce rădăcină am scos eu aici. Sigur că va trăi. Desigur. Ok? Asta e eu. În primul lucru când plantăm și a doua, eu sunt de părere că zmeura fără sistem de spalier, fără sistem de a o putea ține întinsă, nu are rost să ținem zmeura. Deci ori lângă un gard, ori să avem spalieri, ori să avem indiferent ce, cum să fie legat, cum a făcut maica mea, de pildă la mur, ce arată chiar bine, sunt niște pari legați, dar își face treaba și o să culeagă de aici, nu știu, câteva găleți de mul. Zmeura, după cum am spus, asta e de 2 metri, eu îi tai numai vârful sau și asta la altă, care îi atâta, îi tai numai vârful, deci eu am producția, vă arăt pe ăsta, deci am producția unde îi, aici e 1,5 metri, deci eu am producția așa între 2 metri și cei 35 de centimetri, 70% din producție eu am acolo. Dacă eu tai cum taie multă lume la 1 metru, pentru că nu are sistem de spalier, înseamnă că efectiv taie cam, ce să vă zic,
minimum 60-65% din fructificare. Și atunci mai bine nu-l plantez. Adică eu să lucru pentru cu ceva sau cu o anumită plantă sau indiferent ce domeniu și să îmi arunc 65%, 60-65%, atunci mai bine nu-l plantez. Adică să lucru cu 30-35% câștig este pierdere de timp. Și atunci se taie aici. Deci cam ăsta eu îl tai vârful la 2 metri. Ăsta la care e un pic mai mic, tai. Ăsta e de 1,80, să zicem, tai 30 de centimetri. Vedem? Și îmi rămâne bățul. Atât. Îi bățul până jos. Dacă cumva este bolnav, îl putem tăia mai de tot. Deci dacă e bolnav, să zicem, aici, sau undeva nu tem sub ea, aia o tem de tot. Pentru că boala se propagă, se va duce și la alte plante. Deci nu ținem plante bolnave în indiferent ce fel de, că îi mur, că îi zmeură, că îi coacă, că îi indiferent ce, nu ținem plante bolnave. Deci îl tăiem de aici. Ok? Deci cam asta e treaba cu zmeura. O să vă arăt când îl plantez. Anul ăsta am în plan să fac câteva rânduri bune de mur, de zmeură, am bucată de teren ce n-am folosit în anii precedenți, sau dacă a fost folosit numai pentru porumb și am zis să facem o schimbare și voi face schimbarea în zmeură, coacă, zmur și vreo 6-7 soiuri de zmeură. Așa, vedem și murii cum arată la maică mea. Și aici vedem, avem numai 3-4 bețe, nu trebuie mai multe. Da, uitați, exact despre ce boală povesteam. Vedem? Deci nu o tăim aici sub ea, o tăim de tot. Normal, asta eu nu o să tai că vreau să o plantez și mut în altă locație. Asta va rămâne aici și o voi arde. Și atunci restul e sănătos, dar normal să-l țin. Deci o să fac tăiere aici așa sub ea. Și îl și pun ca să fie ars. Așa. Aici sunt în, să zic așa, mini pepinieră, adică mi-am salvat mai precis niște soiuri foarte bune. Aici tăierile fiecare an. Asta este un bățul scade anul trecut, vedem și aici culoarea ne spune care e de anul trecut uscat și care este de anul ăsta care va produce. Și atunci îi tăiat și aici îi foarfeca de 25 de lei alumai, că mi-am foarfecile mele aici. Dar nu contează forfeca, ci să știm ce trebuie să tăiem. Așa. Și ne rămâne bățul sănătos, care și asta are 1,70 m, 2 metri. Și îl tai la 1,70, 1,80. Am prea mult aici, o să scot. Normal ar trebui să fie cam, depinde de soi, dar între 7 și 10 bețe pe metru linear. Eu am aici infinit mai mult. Acum o să scot câteva și o să o aerisesc. Deci așa nu e ok deloc. O voi rezolva. Dar când fac plantație, atunci acolo e plantat altfel. Aici nu mai le-am pus ca să fie, plus am zmeura noastră veche și aia produce de două ori, numai că sunt fructele un pic mai slăbuțe, să zic așa, și se strică destul de repede.
îi pentru gem. Deci are o armă excelentă, dar așa de vânzare nu poți să o ții de pe o zi pe alta, dar să o duci în piață. Deci cam asta ar fi. Nu tăiem la un metru, nu cumpărăm din magazin cutia, ci încercăm să luăm unde vedem rădăcina. Deci cutia, dacă vrem să avem cutie, plantăm cutia. Dacă vrem să avem zmeură sau orice altceva, coacă-ți de pildă cu mama, ce am adus la ai mei. O arunc, vedem, la foc. Compostare, indiferent. Asta e mur negru. Eu i-am butășit la ai mei, asta la fel. Și aici, cred că ea nici nu are, da, toate sunt mur negru. Nu are mur roșu, adică coacă-s roșu, scuze. Am condus mult și sunt un pic obosit. Coacă-s negru, aici în schimb are un roșu, care e foarte îmbătrânit, vede? Și uscat, asta, da, deja o văd de la distanță că e băț uscat, asta e ok, asta e uscat, deci... Vedem, uscat. Și asta o să filmez cum se întinerește un coacăz. Aici și maică mi are un pic cam multe drajoane bețe de mur. Să vedem ce, poate scot eu câteva din ea. Să-mi duc, dar cam asta e ce lucrăm. Vedem, asta e un, uitați ce-o pornit deja. Fiind mai cald în aiud. O pornit coacăzul negru. Ce să vă mai arăt? Cam atâta. Uitați, am în sfârșit un cais ce o să am să filmez când îl voi tăia. Cum am că nu tai nimic la aia, că nu am ce. Două, trei crenguțe de aia. N-am ce să filmez la aia. Și la anul o să-i fac corona. Toate cele bune.